Instalarea sezonului rece creează mari probleme pacienților bolnavi de diabet. Se pare că aceștia sunt cei mai vulnerabili la variațiile de temperatură. Și clinica de diabet în momentul de față este un pic supraaglomerată, pentru că, din nefericire, pacienții cu diabet sunt extrem de vulnerabili la modificările de temperatură și la epidemiile de gripă. Și acum încercăm să-i avertizăm că este o epidemie destul de severă și că ar trebui să se pot protejeze, să stea cât mai puțin în locurile supraaglomerate, dar așa cum știți, în România încă este mult mai greu să previi decât să tratezi. Bolnavii de diabet acuză în această perioadă amețeală, stări de somnolență sau dureri de picioare. Bineînțeles. Schimbarea de temperatură afectează, da, răcel. Ne puteți spune, practic, ce simțiți, cum v-ai simțit? Moleșită, paloare așa, ochilor. Sunt simptome de răceală, de... Bine, poate că și boala de diabet își lasă urmele și amprenta ei de atâția ani. Nu e ușor. Nu pot să mă odihnesc noaptea, nu am aer, este afară și mai... Asta se întâmplă acum, când e mai frig afară. Da, când e rece așa. Mă supără și picioare, genunchi, mă dor îngrozitor. Să rămână. Și deci practic cu dumneavoastră trebuie să urmați un tratament asociat acum, nu? Atât pentru... Da, tratamente. Pentru diabet. Și dumneavoastră cât cheltuiți lunar pe tratament? Destul. Un semnal de alarmă îl constituie și numărul tot mai crescut al copiilor bolnavi de diabet. În acest sens, medicii atrag atenția părinților să testeze glicemia celor mici pentru a preveni complicațiile. Tot din păcate, diabetul juvenil este din ce în ce mai frecvent în România. Și chiar aș face un apel prin intermediul dumneavoastră către părinții care au copii supraponderali sau, mă rog, în orice caz să fie foarte atent și să determine inclusiv glicemia, pentru că dacă este determinat la vârste fragede, poate să aibă o viață normală. Mai târziu apar complicațiile și, repet, din păcate există foarte mulți tineri, copii chiar, unde vă dați seama că dacă ai diabet la 10 ani, 12 ani, viața ta de atunci încolo este... calvar. În atenția medicilor de la Spitalul Județean sunt în evidență 90 de copii care suferă de diabet de tip 1 și 28.000 de adulți cu această afecțiune. Specialiștii organizează de Ziua Mondială a Diabetului o serie de activități de informare în școlile și liceele constanțene. Aceasta este sărbătorită anual pe 14 noiembrie. Pe lângă numărul mare de bolnavi de diabet, medicii se confruntă în această perioadă și cu multe cazuri de hemoragii digestive. Pentru a evita o epidemie, medicii sfătuiesc pe cei care au simptomele unei viroze să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase.